facem când primim un cristal? Începusem să vorbim săptămâna trecută puțin despre acest lucru. În primul rând, îi mulțumim. Îi mulțumim că a intrat cumva în realitatea noastră. Dacă vă amintiți, vă recomandam să vedeți cristalele ca pe niște prieteni, ca pe niște ființe, ca pe niște conștiințe cu care puteți comunica, nu ca pe niște instrumente cum este un pix cu care poți să scrii, pentru că atunci folosești nici 10% din ceea ce poate să facă acea creație divină, pentru că este o creație divină cum am fost și noi. Deci el se reduce la ceea ce considerăm noi despre el până la urmă. Dar asta se întâmplă în general, știi, ceea ce crezi despre un lucru, aia se întâmplă. Cât știi dintr-o informație, atât se va întâmpla atunci când o folosești. Cât știi despre o energie pe care o accesezi, atât se va manifesta. Exact așa se întâmplă și cu cristalele. Cum alegi să le abordezi, așa se vor întâmpla lucrurile, mai profund sau mai de suprafață. Oricum, să ne amintim faptul că ele influențează foarte mult câmpurile energetice și noi suntem un câmp energetic și ca atare ne influențează vrem, nu vrem. Cu cât suntem mai conștienți, cu atât putem să fructificăm mai mult, să aducem mai multă valoare prezenței lor în viața noastră. De aceea, atunci când primim un cristal, nici nu contează cum îl primim, dacă l-am primit cadou sau ne-am simțit noi atrași și l-am comandat sau l-am cumpărat pur și simplu de la un târg, e bine să-i mulțumim că există în realitatea noastră. Dar uite, dacă mergem la un târg, s-ar putea să găsim cristale, da? Care poate au mai fost folosite de alte persoane, poate că au o istorie, și poate cu atât mai mult trebuie să știm cum să le curățăm sau ce să facem cu ele. Da, dar înainte de a le curăța, eu le-aș reda planetei, exact cum vorbeam săptămâna trecută, să redăm eteric cristalele planetei Pământ. Și am văzut că oamenilor le-a plăcut foarte mult această idee, pentru că potențăm, practic, cristalele, compensăm faptul că am extras cristalul din planetă, nu mai este același lucru în rețeaua cristalină, dar cel puțin eteric putem să redăm cristalul înapoi rețelei din care a fost extras. Și am să amintesc oamenilor cum se face acest lucru, pentru că este simplu, merge pe vizualizare, pur și simplu vizualizez o rețea în interiorul planetei Pământ, cum simțiți voi, ca o plasă, ca o stâncă, practic, din care lipsește o parte, care să spunem că este întunecată. Este partea lipsă, este partea care corespunde cristalului pe care îl avem în mână. Apoi vizualizăm cristalul, ne uităm la el și îl vedem ca pe o lumină și prin intenție trimitem această lumină în acea rețea luminoasă din interiorul planetei Pământ, determinând-o să se aprindă în întregime. Pentru că efectiv atunci redăm partea lipsă întregului. Și de asemenea putem să mulțumim planetei Pământ pentru tot ceea ce face și putem să și simțim de multe ori iubire înapoi către noi, recunoștință dinspre acest spirit înalt care este planeta Pământ. Deci este un exercițiu foarte simplu pe care oricine poate să-l facă acasă.